Șoferii care comit accidente rutiere mortale ar putea fi condamnați la închisoare pe viață. Aceste modificări legislative vor intra în vigoare în această săptămână. Conform adevărul.ro, Marea Britanie introduce pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru șoferii care ucid în cadrul unei ample reforme a justiției care a intrat duminică în vigoare, potrivit informațiilor publicate de BBC. Judecătorii vor putea pronunța condamnări pe viață pentru șoferii periculoși care ucid și șoferilor neglijenți care ucid în timp ce sunt sub influența alcoolului sau a drogurilor. Pedepsa actuală pentru fiecare infracțiune este o pedepsă să maximă cu închisoarea de 14 ani. Cei responsabili se vor confrunta acum cu posibilitatea vieții în spatele gratilor, a spus secretarul de justiție Dominic Rab. Noua legislație va crea de asemenea o infracțiune de vătămare gravă prin conducere neglijentă, ceea ce înseamnă că cei care provoacă răni pe termen lung sau permanente se confruntă și cu pedepse mai aspre. Modificarea propusă a legii a fost anunțată pentru prima dată, în 2017, și intră în vigoare marți. Creșterea se va aplica infracțiunilor din Anglia, Scoția și țara Galilor, dar nu și Irlanda de Nord, care are legi separate privind siguranța rutieră. Întârzierile cazurilor de accident au făcut ca familia să se simtă uitată. Dominic Rab a adăugat faptul că au fost pierdute prea multe vieți din cauza unui comportament nesăbuit la volan, care a devastat familiile. Guvernul a declarat faptul că dorește să se asigure că pedepsele reflectă gravitatea infracțiunilor și mizeria pe care șoferii criminali o lasă în urma lor.